Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am o temă de discuție care cred că e foarte interesantă. Deci ne-ar interesa ce părere aveți pe următorul subiect, da sau nu, sau mai bine sau mai rău, dacă se întâmplă. O inițiativă legislativă urmărește schimbarea legii prin care este organizat examenul auto, examenul pentru permis. Potrivit acestui proiect de lege, meseria de examinator auto, deci nu instructor, examinator auto, ar urma să fie liberalizată. Adică să nu mai fie polițiștii cei care examinează candidatul pe traseu, ci persoane fizice autorizate cu această meserie. Să nu mai dea examenul cu polițistul, ci cu un civil care are această meserie și este autorizat să... Să-ți ofere permisul de conducere, da. Bun. Și, mă rog, instructorul va fi instructorul, da? Nu doar examinatorul. Instructorul va fi obligat să fie și el în mașina la examen pentru confortul psihic al candidatului. Asta e o altă discuție. Dar să vorbim despre ideea asta, ca examinatorul să fie civil, să nu mai fie polițist. Viitorul examinator, potrivit acestui proiect de lege, viitorul examinator auto ar trebui să aibă peste 23 de ani, să nu fie avut permisul de conducere anulat, să fie apt medical și psihologic, să nu dețină vreo funcție la vreo școală de șoferi, deci ca să nu aibă conflict de interese, și, mă rog, să fie urmat un curs anume și să treacă un examen, să fie autorizat. Și se mai solicită să aibă cel puțin 5 ani vechime de conducător auto la categoria unde urmează să fie examinator. Mă încadrez. Asta este propunerea, dar trebuie să treci un examen. Adică ar trebui să treci un examen. Okay. Inițiativa este AUDMR și inițiatorul, domnul Benedec Zacaria, cred că e deputat, zice așa: regula examinării candidaților de către cadre ale Ministerului Afacerilor Interne este specifică statelor din fostul bloc comunist și reprezintă o rămășiță a modului în care statul asigură controlul absolut în toate domeniile. Am încheiat citatul. Direcția regim permise de conducere și matricularea vehiculelor ar continua să rămână doar ca entitate de testare pentru proba teoretică de verificare. Deci acolo dai sala. Sala să rămână la DPRCIVCML Și traseul emiterea, da, și privatizat. Traseul, da, ar trebui să dai asta și tot serviciul de permise ar urma să acorde avizul pentru viitorii examinatori auto. Asta este propunerea, e citată de publicația G4 Media și întrebarea mea este: ce ziceți? 0372069599. Vi s-ar părea mai bine sau mai rău? Ar fi avantaje sau dezavantaje dacă examinatorul auto, atenție, nu instructorul, dacă examinatorul auto n-ar mai fi polițist, ci ar fi un civil autorizat, o persoană fizică autorizată sau angajat al unei companii care face astfel de lucruri și este autorizat în sine, verificat în sine. Acum, eu am o părere foarte clară, n-aș vrea să vă influențez, mă interesează ce credeți voi, deci sunați-ne la 0372069599, avem câteva minute în dimineața să discutăm despre asta, dacă vi se pare un progres sau o prostie, părerea voastră. Dar iată această propunere legislativă ca examinatorii din cadrul examenelor auto pentru permis, examenelor pentru permisul auto, să nu mai fie polițiști, să fie persoane fizice autorizate, civili, practic. Adică să se demilitarizeze sistemul ăsta de examinare pentru permisul auto. 0372069599, opiniile voastre. Sunt 2-3 ascultători care ne-au scris aceeași opinie, o să o citesc pe una dintre ele. Bună dimineața, eu cred că acești examinatori vor fi tot polițiștii care asta au făcut în poliție. Ei ies la pensie pe la 45 de ani. Cât despre corectitudinea examinărilor, să te ții acu. În concluzie, nu suntem pregătiți pentru așa ceva. În Olanda, ne scrie Alex, de acolo traseul se dă cu instructorul. Da, foarte interesant. Partea proastă la această inițiativă e că se pot face multe mânării. Mai multe decât în prezent, zice el. Un lucru bun e că se creează joburi noi și candidații nu vor mai fi atât de speriați și timorați ca atunci când este îndreapta polițistul. Cred că zice, să vină polițistul civil. Da. Hai să luăm telefoane să vedem. Da, așa, mai un mesaj și intrăm în direct. Ah, ok. Viața, băieți. Păi, nu este corectă chestia asta. De ce? Pentru că, în primul rând, polițistul are foarte, foarte mulți ani în spate și este organ abilitat, da? Este organ abilitat pentru aplicarea acestei legi și el efectiv știe foarte bine toate contravențiile și tot ceea ce se întâmplă.
A doua, să spui că asta este o reminiscență a regimului comunist, a statelor din fostul bloc comunist și că statul își exercită dreptul de control în toate modurile, păi, și locurile, păi asta este și normal, ăsta e rolul statului, este rol de control asupra lucrurilor astea. Păi cum ar fi? Fiecare dintre noi ne dăm permisul unui altuia. Lasă, nu e nicio problemă. Eu îți dau permisul ție, tu, mie. Ce, care e problema? Polițaiul. Ce știe polițaiul ăla? Nu, nu, chiar nu este ok. Mulțumesc pentru mesaj, am un comentariu aici. Faptul că este abilitat polițistul nu are semnificație, că în egală măsură poți să abilitezi o anumită categorie profesională prin lege. Da. Deci dacă modifici legea, atunci abilitezi altă categorie profesională. Doi, că polițistul are experiență de ani de zile, asta e discutabil. Adică nu cred că sunt examinatori doar cei care stă înainte de pensie. Experiență poți căpăta de-a lungul timpului, iar pentru o perioadă ai putea face sistemul ăsta mixt. Da. Mulțumesc. Iar faptul că statul are rol de control, păi, da, sigur că tocmai asta ar trebui să facă. Statul ar trebui să-i controleze pe cei care primesc dreptul de a verifica candidații pentru obținerea permisului. Așa, dacă ăsta este principiul după care ne ghidăm, păi atunci să militarizăm tot. Să militarizăm și vânzătorii de înghețată, nu? Și să-i angajăm la stat, ca statul să aibă drept de control, că și de la înghețată te poți îmbolnăvi. Marius, bună dimineața! Neața! Bună dimineața! Salut. Bună dimineața! În legătură cu subiectul dumneavoastră, eu vreau să vă împărtășesc din experiența mea. Da. Eu am dobândit categorii pe permisul de conducere în străinătate și, într-adevăr, în țările dezvoltate nu se dă examen. Poliția nu îți eliberează permisul de conducere și nu dai examenul cu poliția. Acolo dai examen cu o persoană autorizată, care este, în schimb, nu este PFA cum se vehiculează acum, cum vor ei să facă la noi. Face parte din autoritatea rutieră română, cum ar fi în România. ARR. Aha, acea autoritate care astăzi eliberează atestatele profesionale pentru șoferii profesioniști, da? Și cu ei am dat și examenul cum ar veni la noi scris, dar nu este scris, fiindcă din cetățean străin am dat oral. În ce țară se întâmplă asta? În Italia, am dobândit pentru categoria C. Deci în Italia nu sunt polițiști, ok. Nu, dar nicăieri în Europa, nicăieri în Europa dezvoltată nu îți eliberează poliția permisul. Deci nu dai examen cu poliția. Poliția doar ți-l retrage. Părerea ta despre această inițiativă, e bună sau e proastă? Este bună, dar nu aș da totuși pe mâna PFA-urilor sau astfel de societăți comerciale. Și să fie o structură organizată. Aș lăsa totuși, da, la ARR, niște ingineri, nu chiar oricine, după un scurt examen. Mulțumesc mult pentru intervenție. Mulțumesc, foarte interesant. Încercăm să luăm multe telefoane. Avem mesaje din Danemarca. În Danemarca zice că se dă examen cu polițist îmbrăcat și drept civil. Costel e instructor auto și profesor de legislație. Bună dimineața! Bună, Costel! Salut! Bună dimineața! Părerea ta? Numai puțin, să opresc pe dreapta. Regulamentar. Rămâi acolo, te rog. Dreapta. Din Italia e Constantin, șofer profesionist. Salut, Neața. Constantin, părerea ta? Bună dimineața! Bună dimineața! Gheorghe, mă numesc din Italia, vă sun. Și eu tot experiența asta. Eu sunt profesionist, șofer profesionist, din când am făcut liceu auto la Piatra Neamț. Da. Am venit în Italia 28 și permisul românesc nu era valabil. După ce am dobândit italiană, trebuie să dau examen cu civil. Da, am dat examen cu civil cu o femeie. Da. Dar era inginer. Făcea parte dintr-o categorie, nu PFA, cum a zis și colegul meu de înainte. Era de la... aparținea Ministerul Transporturilor. Okay. Și oamenii erau foarte subiectivi. Deci nu conta că cine îi punea o pilă sau... Și examenul se dea inclusiv cu instructorul. Și eu vă spun că am avut o experiență la conducere, am avut un instructor care era mai slab decât mine, o spun cu toți, mai slab decât mine, și a vrut să mă încurce, pentru că am făcut foarte puține ore de conducere, doar 4 ore. Am și părerea ta care este? Că mai avem telefoane, care e părerea? Despre ideea asta română. Este foarte bună. Bravo. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru telefon. Ai grijă cum conduci. Să ne întoarcem la Costel, instructor auto. Bună dimineața, Costel. Mai avem un minut. Costel. Bună dimineața. Părerea mea ca cel care va fi examinator să fi practicat meseria măcar de instructor auto. Uh-huh. Interesant. Bine să aibă și studii superioare. Da. Și să dea examen și poate să practice meseria în continuare, să fie examinator ori în alt oraș, ori în alt județ. Nu
la mulțumesc mult lui. Pentru intervenție. Din păcate nu mai avem timp. Vă spun și opinia mea. Eu sunt totalmente pentru asta. Cred că statul, într-adevăr, trebuie să aibă rol de control aici, exact așa cum a spus și ascultătorul nostru, dar să-i controleze, să-i verifice pe cei cărora le încredințează dreptul de a organiza astfel de examinări. Doi, vă atrag atenția că avem numeroase cazuri în ultimii ani de secții întregi de poliție arestate, trimise în judecată pentru corupție în privința acordării permiselor. Polițiștii fiind într-un sistem închis, sunt mai greu de verificat, sunt mai greu de urmărit și cred că e mult mai ușor să retrage autorizația unei angajat oarecare, unei persoane fizice, decât să scoți un polițist din sistem. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.